că vă zic că e o răsplată, e ok? E ok. E ok? Rămâne așa. Doar atât o răsplată? Nu e destul să fii răsplătit, că ai slujit și cultura și... Da. Ești în continuare viu, nu? Și ai de dat? Eu zic că e bine. Mesaj? E nevoie de un mesaj? Ei nu înțeleg? Eu cred că înțeleg foarte bine despre ce e vorba. Adică ceva de genul înainte, la atac, la atac, nu. Nu suntem o nație care a atacat pe cineva. Nu. De multe ori ne-am atacat pe noi. Ideea este să-și păstreze mințile și intuițiile. Serios. Sunt deja peste. De asta le țin aici. Mai strâns așa, ca să nu se vadă. Vă a fost destul de greu să vă hotărâți dacă acceptați acest titlu sau nu. De ce? De unde ați tras concluzia? Spuneați că nu ați acceptat din prima. Păi a trebuit să mă gândesc. Nu, asta ați acceptat din prima să vă căsătoriți. Bun, e că altceva. Nu e altceva. De ce? Te căsătorești cu un soi de faimă, un soi de importanță neașteptată. Trebuie să-i faci față, trebuie să te gândești cum. Că nu-i faci față oricât te-ai gândit, e o altă poveste, dar înclinarea omului către asta e natural. Dar nu e chestie de neîncredere. Nu asta e problema noastră în viață. Ci să știm că suntem capabili să știm și să cântărim lucrurile astea. Nimic. Absolut nimic. A fost perfect. Dovadă că am ajuns aici. Nu? E logic. Cele mai mari dificultăți, păi, n-au existat. A fost un triumf permanent. Nu vi se pare? Nu, mi se pare, dar... Credeți că vă mint? Nu. Nu. Păi și astea au fost triumfale. Numai așa poți să ajungi. Nu? N-ai cum să urci un munte fără să-l urci. În lumea largă, vreți să vă dau un clasament, un număr, pe locul 600 sau pe locul 250? Noi. Nu pot să vă dau asta. E luat în seamă? Cinemaul românesc? Bineînțeles, atâta vreme cât sunt oameni care au luat decizia personală să se exprime și să ne zică ce cred ei despre viață, despre țara asta, despre familie, despre politic, despre orice. Cum să nu iei în seamă? L-au în seamă pe oricine. Uriașă. Bineînțeles, cum să nu. Dar despre ce vorbim, de fapt? Despre oameni care încearcă să-și facă un nume și să ne pună oglinda în față, adică ecranul cinematografului. Da, avem. Ce spune aia? Dacă suntem sau nu suntem de acord cu ce spun ei, e o altă poveste. Dar peste tot în lume sunt oameni care și în Burkina Faso sunt cineaști. Și în India, și peste tot. Suntem un pic căzuți în capcana competiției, concurenței. Asta e și bine și rău. Am reușit în concurență să avem nu știu câte sezaruri. Nu? Și pentru rolul principal, și pentru regie, și pentru scenariu, și pentru rolul principal feminin, și așa mai departe. Atunci și eu am o nedumerire. De ce mă întrebați pe ce loc e cinemaul românesc? E pe locuri fruntașe, ca să zic așa. Revenind la titlul de astăzi, e important și faptul că primul titlu de doctor honoris causa îl primiți la Timișoara. Înseamnă pentru Timișoara și pentru noastră ceva acest lucru? Da. Dar nu știu să vă zic. Se poate. Și când o să știți să ne spuneți? Vă dau un telefon. Vă dau un telefon. N-am văzut. N-am văzut. Aveți vreun film preferat din cele care au fost acolo? Nu. Dacă n-am văzut, văd foarte puțin. Ca și în teatru. Sunt ca Cizmarul care
El săracul e cizmar, dar umblă desculț, că n-are timp să-și facă pantofi. E normal. O să mă pun la punct, promit. Nu de altă dată, trebuie să... Nu? Mai ales acum, sunt doctor honoris causa pentru merite în teatru și cultura românească. Și eu să nu pot deschide gura să spun, da, domne, uite, aia e valabilă, aia nu e valabilă. De ce? Cum? Trebuie să fac. Mă duc la teatru. Promit să mă duc la teatru. Doamnelor și domnilor, cum v-ați obișnuit cei care ați participat la asemenea festivități și ca să nu vă dezobișnuiți, am să vorbesc din nou din Roma Antică și să vă reaminti că unul dintre locurile mirabile ale Romei Antice păstrat în azi este teatrul lui Marcellus. Chiar dacă acest Marcellus era ginele al primului imperator, soțul său era Octavianus Augustus, totuși, ca toți romanii respectabili, și Marcellus avea origini agreste. Mai târziu, strămoșii lui Marcellus, el însuși, domnindu-se ca toți romanii, au trecut de la mânarea turmelor la mânarea turmelor de gânduri. Își mânau turmele de idei, turmele de gânduri. Sau, cum va spune mai târziu la noi poetul, turma visurilor mele. Astinisiensis senatus huius universitatis, nos rector. Omnes nospi comunitate universitatis nostre occidentalis sinisiensis dirigimus, inquirentes omni artefacta sunt ad domino Marcelli Ureș, ultritudines ad humanam anima altandum ingratia artificiorum, evidentes nos beneficia alata alme nostre matri, cu consensione caritate a sua diligentia, in nomine omnium collegarum, Dominus Marcellus Ureș, declaratus doctor honoris causa artis, ad maiorem suam gloria et insigno consideraturis nostre. Omnia hec firmamus sigillo rectorali et signationibus serventibus, rector professor universitarius doctor Maire Gabriele Birtea, prese senatus universitatis professor universitarius doctor Florent Negru. Thank you.
această ceremonie. Vă mulțumesc foarte mult. Pe cuvântul meu, dacă știu ce trebuie să spun. Dar o să încerc să fac. Da? Da, totul. Mi s-a spus că trebuie să fiu foarte, foarte precis și deferent cu cei care au vorbit până acum, m-au lăudat. Domnul meu profesor, doctor universitar, rector, domnul prorector, domnul rector al Senatului, doamna decan, congeneri, confin, nu? Zic bine? Mă rog, e o problemă. Fraților. E extraordinar ce mi se întâmplă. N-am crezut niciodată că aceste lucruri normale, respectând ce e bun și ce e frumos în oameni și în țara noastră, pot fi înălțat la atât de sus. Zic, fără să știu ce înseamnă. Pentru că a fi sus presupune un drum, presupune a urca. Mie nu mi s-a părut că urc. Abia acum sunt bătut pe urmă și îmbrățișat pe Universitatea de Vest, mi se spune că ăsta a fost drum. Deci aviz studenților, dacă vreți să deveniți honoris causa, ăsta e drum. Da. Deci, învățați bine limba română, respectați-o, dați-o mai departe, îmbrățișați-o, contribuiți la ea. E cam tot ce m-am străduit. Celelalte au fost făcute la nervi și la de frică. Credeți-mă. Teatrul act este produsul unui moment de nervi. Ne-am enervat o mână de oameni și am făcut această, am amenajat această pivniță. N-am dat foc la nimic, n-am criticat pe nimeni, n-am vermat nimic, n-am înjurat. Atât am amenajat o pivniță care funcționează anul ăsta, în septembrie, face 20 de ani de existență. O să ne chemăm prietenii și din străinătate și de aici să, nu știu, să bem un vin, o țuică, să ne amintim, să ne jucăm. Am verificat de ce e mare creangă în postia omenească. Știți postia omenească cu rog de sare și la care și-a luat vreau să așa ce nu este atât de proaste, că și ea lumea mea. Și am povestit la țară, la unul în hotel. Au râs cu toții și au fost de acord pe ăla care vrea să urce în fața în porniț, sosul lumii, ca să fie de-aia de mâncare, era un porniț. Pe ăla care vrea să urce cu țăpoiul, cu nucile, este el.